Baza sportivă electrică din Timișoara găzduiește în perioada 30 iunie-7 iulie cea de-a doua ediție a BRD Timișoara Challenger, turneu internațional de tenis de câmp derulat în cadrul ATP Challenger Tour. Pe tabloul principal al competiției se află nume bine cunoscute din tenisul românesc. Adrian Ungur, locul 96 ATP, principalul favorit al acestui turneu, și Marius Copil, locul 128 ATP. Au venit jucători mult mai bine clasați ca și la Arad, jucători cu experiență multă și cred că vor fi, m-am uitat pe tablou acum și cred că vor fi niște meciuri interesante chiar din primul tur. Competiția BRD Timișoara Challenger, dotată cu premii în valoare totală de 30.000 de euro, a fost sprijinită și în acest an de autoritățile locale, prin intermediul Consiliului Local Timișoara și Consiliului Județean Timiș. Însă problema majoră rămâne cea legată de baza sportivă electrică, care se prezintă într-o stare modestă atât ca suprafață de joc, cât și în ceea ce privește spațiul destinat spectatorilor. Am avut niște emoții. A trebuit să facem eforturi mari ca să le aducem în starea ca un asemenea turneu să se poată desfășura pe terenurile. Terenurile trebuie să fie foarte bune. Am făcut eforturile și la ora aceasta sunt bune. Aveți totuși promisiuni ca pentru anul să nu ne mai găsiți în starea asta? E foarte greu pentru că este o situație specială acolo, unde se desfășoară concursul, unde s-a desfășurat și anul trecut. Din păcate, nu avem în Timișoara un alt club care să corespundă pentru cerințele organizării unui challenger cu jucători așa de valoroși. E o situație specială, repet, și trebuie să vedem cum am putea rezolva problema aceasta în viitor. Pe toată durata competiției de tenis BRD Timișoara Challenger, accesul publicului spectator este gratuit. Toate meciurile disputate în cadrul turneului vor beneficia de scoruri live disponibile pe website-ul oficial ATP World Tour, www.atpworldtour.com, secțiunea Tournaments ATP Challenger Tour.